pentru a extrage lichidul. Seva de arțar e formată în mare parte din apă, deci avem nevoie de acest aparat pentru a evapora din lichid. Și așa rămânem cu sirop pur de arțar. Refuzi supa de morcov și totuși îți place lichidul acestei plante. Pentru că are un gust grozav pe clătite. Bravo! Bun venit la sărbătoarea anuală a recoltării siropului din Griffin Rock. Huxley, filmezi totul? Desigur, domnule primar! Sigur vor exploda audiențele când va începe să curgă seva. Domnule ofițer Burns! Iar el? Te-ai mai gândit? Particip la emisiunea mea de tip reality show! Am titlul perfect! Roboții lui Huxley Prescott! Roboții? Adică niște emisiuni despre noi? Nu sunt roboții tăi, domnule Prescott, și răspunsul meu e tot nu. Salvarea e periculoasă. Și de aceea dă bine pe ecran. Da, bine, bine. Nu vă mai fierb. Sunt bucuros că pot turna peste clătite prima cană de aur lichid din acest sezon. Da! Ura! Să începem! Nu! O patrulă cu patru autobuze în stază s-a trezit într-o ciudată ipostază. Era ei acum căminul lor și plus. Așa le-a spus. Pe pământ te-nse ajutați și apărați. Trăiți în lumea lor și trebuie respectați. Doar câțiva eroi vă pot fi aliați. Pentru tot ce era, rămâneți echivrați. Salvatori, haideți să pornim. E pericol, de ce intervenim? Transformatorii salvatori. Roboții lui Prescott. Domnule primar, ești bine? Un turn al terorii, un dezastru al clătitelor. Ce spune acest semn rău despre recolta de sirop din acesta? Doar că arțarii sunt cam zburdalnici anul acesta. Cui e foame? Da, haideți, vai ce foame mie! Domnule, eu vreau să mănânc mai puțin la anul. Siropul e uimitor de lipicios. Ai grijă să fie foarte curat. Trebuie să arătăm impecabil atributul meu, al nostru, pe micul ecran. Capitanul nu va fi de acord ca munca noastră de salvare să devină divertisment. Nu-i place să se dea în spectacol. Seamănă cu Optimus. Dar o emisiune e șansa noastră de a deveni celebri. Huxley ar fi celebru. Noi ne-am preface că suntem niște cutii de conserve. Asta e actoria. Îmi pare rău, Blades. Nu luăm camere la o operațiune de salvare. Și primarul n-ar accepta ca tehnologiile din Griffin Rock să apară la o televiziune națională. Dar la una locală? În câte feluri vrei să mai spun nu, Huxley? Înainte să spui nu, să-ți arăt ceva. Eroii trebuie să iasă în față pentru a deveni legende. Domnule primar, tu ești acea legendă care e în așteptare. Uite ce figură! Camera te iubește! Păi, poate doar un episod pilot. Nu știu cum a făcut, dar în ciuda protocolului guvernamental și a măsurilor de securitate, domnului Prescott i s-a acordat acces la echipa noastră. Bun venit în lumea captivantă a televiziunii fără scenarii! Am câte o cameră pentru fiecare?
Da, ai grijă să-mi filmezi profilul bun. De fapt, ambele. Stau ca pe aceea aici. Cred că ți s-a defectat articulația. Hai să lămurim ceva, Huxley. Accesul nu înseamnă că te poți amesteca. Ești aici doar pentru a observa. Desigur, domnule ofițer. Echipamentele mele vor urmări echipa ta de la o distanță sigură. Voi face interviuri în toiul acțiunii din microbuzul meu. Te pot ajuta cu ceva, tată? Ai grijă ca roboții să fie pregătiți pentru camere. Domnule ofițer Burns, ce pericole căutați atunci când patrulați pe străzile primejdioase? Nu caut pericole, încerc să fiu pregătit pentru orice. Da, cine știe de unde poate apărea un pericol? În intersecția asta, de exemplu. Cele mai grave accidente rutiere din Griffin Rock se petrec aici. Caramboluri? Camioane care scapă de sub control? Accidente ușoare. Se întâmplă cam o dată pe lună, pentru că șoferii mai fac așa ceva. Încălcarea regulilor de trafic. Cer permisiunea de urmărire. Se acordă. Ah, audiențele vor crește. O urmărire cu mașini. Asta e, Don. Nu ai oprit la semnalul roșu al semaforului. Dar vrei să spui că asta a fost o urmărire? N-a durat nici 2 secunde. Îmi pare rău dacă te dezamăgesc, Huxley. Se pare că ne facem bine meseria. Un aspirator răzbunător! O feline speriată! Va fi prinsă oare această pisicuță? Robot, ocupă-te tu de asta. Ce? Nu puteai lăsa pisicuța să transpire puțin? Hei, încerc să creez suspans! Domnule Sharma, prinde cârligul de catargul bărcii. Pericol în larg! Se va aventura în valuri această embarcațiune sau va deveni un Titanic al terorii? Vânt la pupa! Blades, nu ne dăm în spectacol. Încerc să-mi găsesc o expresie care să prindă la public. Fiecare personaj dintr-o emisiune ca asta are. Ce spui de asta chiar dă tonul? Sau sunt un elicopter cu flare? Ce zici de tăcerea e de aur? Totul s-a terminat. Ei, haideți, mă chinuiți, oameni buni! S-a terminat. Ei, haideți, mă chin... Domnului Prescott, pare supărat că am prins un șofer vitezoman într-un timp record. Da, nu i-a plăcut nici că am salvat-o rapid pe pisicuță. Se poate spune despre o salvare că e prea rapidă, atâta vreme cât e sigură? Cred că pe Huxley îl interesează mai mult senzaționalul decât salvările reușite. Băi, să-i dăm și una și alta. Să ne facem treaba, dar cu stil. Ce invenție nouă și captivantă lucrezi, Graham? La tema mea de inginerie. A fost cât pe ce. Mâzga asta e destul de periculoasă dacă nu e închisă în recipiente etanșe. Mâzga absorbe tot ce atinge odată... A absorbit o piscină întreagă. Nu a fost prea frumos. Vrei să-ți arăt fotografii? Da, se-mi reîncarc camerele. Nu. Bine, să știți că ochii scoditori s-au închis deocamdată. În sfârșit. Dar dacă apare o urgență? Roboții de salvare sunt mereu pregătiți dacă ne lovește o calamitate. Dar camerele nu sunt pregătite. Fanii noștri vor dori să vadă totul. Nu avem fani. Încă. Salutare, echipă. Cineva trebuie să meargă la zoo. Acum, Nancy Morrison a căzut în cușca leului. Crede-mă, nu ai vrea să afli mai multe despre el.
Denny, acum! În documentarele cu animale, am văzut că asta înseamnă că leul e gata să... Nu ai reușit să-i scoți tot siropul dintre încheieturi, nu? Bravo! 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 Ah, bravo! 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 Domnule ofițer, de ce nu mi-ai spus că aveai în plan așa ceva? Un copil speriat, o bestie feroce, asta vrea să vadă publicul. Să am în plan? Huxley, noi reacționăm în cazuri de urgență, nu le creăm. Oh, voi nu. Dar altcineva ar putea face asta. Tata, ne-a sunat cineva. Banca a fost jefuită. Cody, s-a declanșat vreo alarmă? Nu, și pe camere nu văd că ar fi vreo problemă. Hoții au fugit cu o mașină blindată. Tată, văd una pe strada lacului. Ieșiți din vehiculul blindat cu extremitățile sus. Jerry? Regret, domnule ofițer, mergeam pe traseul meu obișnuit. Am depășit viteza legală? Nu, dar se pare că e cineva care se ține de glume. Cody, poți localiza apelul? Se rezolvă, tată. Să-mi spui ce afli. Deși am deja niște bănuieli. Tema la inginerie. Oh, telespectatorii se vor uita la reclame. Am nevoie de ceva mare, important. O situație destul de periculoasă. A fost cât pe ce? Mâzga asta e destul de periculoasă. Banca a fost șefuită. Hoții au fugit cu o mașină. Ce zici de asta? Mă întorc spre cameră și întreb. Cine e Denny? O mașină. Bine, bine. Dar ce zici de... E timpul elicelor. A? Pentru că sunt elicopter. Blade, misiunea noastră nu e să căutăm faimă. Blade, misiunea noastră nu e să căutăm faimă. Nici măcar un pic de faimă? 15 minute. Se va termina cât ai clipi. E Huxley. Aaaa! Încă nu sunt pregătit pentru camere. Adică bănuielile tatei se confirmă. Am localizat apelul. Banca a fost șefuită. Hoții au fugit cu o mașină. A folosit un dispozitiv care distorsionează vocea. Sunt complet șocat. Domnul Prescott a deturnat operațiunile de salvare. Dar e televiziune inspirată din realitate. Blades, poate fi televiziune sau realitate. Nu ambele. Trebuie să am o discuție cu domnul Prescott. Chiar acum. Sper că familia Burns e gata să fie în prim plan. Linia de urgență Griffin Rock. Sunt probleme la baraj. Oh, ar trebui să ne grăbim, Huxley. Da. Adică... Anunțarea unor false situații de urgență este ilegală. Emisiunea ta se suspendă definitiv. Nu ai autoritatea necesară să o anulezi. Vom vedea ce are de spus primarul. Of, încă un eșec. Încetinește! Să nu a! Centrul de urgență Griffin Rock. S-a produs un accident. Nu mai spune. Ce poveste am inventat de data asta? Nu, nu, e adevărat. E un accident aici. Aha. Și pădurea.
Arde! Ești pompier, trebuie să faci ceva. Poveste de adormit copiii, băiatul care strigă lupul, nu? Am și eu una, Kate, care a închis telefonul. Vă vine să credeți? Huxley a mai anunțat o urgență. 2 în 1, accident rutier și incendiu. Kate, trebuie să luăm în serios toate apelurile de urgență, indiferent cine ne sună. Huxley nu glumește acum. Ia priviți! Salvatori, demarăm operațiunea. Roboți, duceți acel camion mai departe de copaci. Apelurile false sunt grave, dar acum ai produs și un accident pentru emisiunea ta? Nu! Nu din cauza mea s-a produs accidentul. Camionul a trecut pe roșu și era gata să mă lovească. E o intersecție periculoasă. Kid, flăcările se îndreaptă spre oraș. Trebuie să facem șanțuri pentru ca focul să nu se întindă. Stai departe, Huxley. Am terminat cu emisiunea ta. Bine, nu am nevoie de tine pentru a face audiență. Sunt propria mea vedetă. Boulder, sapă un șanț aici de-a lungul drumului. Dacă focul se va opri aici, nu se va mai întinde spre oraș. Chase, găsește niște pietre. Putem construi un alt obstacol pe partea cealaltă. Să nu-mi spui că nu mai ai apă. Rezervoarele mele nu sunt nesfârșite și aerul e prea uscat pentru a sintetiza lichid. Am nevoie de multă apă, Deni. Da, așa mi-a spus și Cody. Extind cupa, acum suntem la bazin. Mai rezistați. Da. Apa încearcă să ne tragă spre ea. Nu e apă, e mâzgă. Dar cum e posibil așa ceva? Am singurul eșantion de pe insulă. Adică aveai ultimul eșantion. Dacă așa e la un reality show, voi merge la audiții doar la sitcomuri. Cody, sună-l pe doctorul Green. Știe cum să se descurce cu mâzga. Tată, avem o problemă mai mare. Nu mai e apă, nici unde. Mâzga a secat râurile care se vărsau în bazin. Trebuie să reumplem rezervoarele lui Heatwave. Nu putem stinge un incendiu fără apă. Ba da, puteți! Siropul de arțar! Cody, vorbim altă dată despre sirop. Dar putem vorbi chiar acum despre sevă. Seva arțarilor conține multă apă. Grozavă idee, Cody! Aceste obstacole ar trebui să reziste un timp. Deni, dacă mâzga e în bazin, nu poate ajunge în ocean. Umpleți acolo cupa elicopterului. Restul echipei să se adune la arțari. Folosim o garnitură pentru deserturi ca să stingem un foc. Ce-ar putea să nu meargă bine? De ce nu ne-au învățat și trucul ăsta la instructaj? Arțarii. Un alt exemplu minunat al generozității naturii. Din păcate, le cam lipsește mobilitatea. Dar mie nu. Alimentare și activare. O încleștare cu flăcările. O clădire mistuită de foc. Dar cine va salva situația? Eu, Huxley Prescott, prezentator, reporter și ultima linie de apărare împotriva... Huxley, de ce stai aici și filmezi? Fă ceva! Eroismul are o altă față, aceasta! Și care e planul B?
Scoateți camerele! Emisiunea ta s-a terminat, Huxley! Nu poți opri televiziunea inspirată din realitate! Nimeni nu poate! Am cam făcut valuri. Parcă renunțasem la replicile de televiziune. Unde e Boulder? Mi-a zis că mă ajută să aleg o carte. Graham și doctorul cu greu au izolat mâzga. De ce nu te uiți la televizor? Televiziunea mi-a înșelat încrederea. Ți-aș putea schimba părerea. Ți-am spus că operațiunile de salvare pot fi periculoase. Poate data viitoare sfatul meu se va lipi de tine. Cea mai tare emisiune! Au dublat în limba română Andrian Locovei, Petre Ghimbășan, Radu Tudor, Richard Balint, Cosmin Petruț, Adrian Moraru, Răzvan Picoveanu, Paul Zurbău. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Dă click pe pagina web și joacă-te cu noi! Cuțulache îl va urmări și mâine.